Ministerul Educației Naționale a luat o decizie pe care alte state au adoptat-o cu mulți ani în urmă. Este vorba despre introducerea jocului de șah în programa școlară ca disciplină opțională. Ministrul Remus Pricopie a precizat că aceste programe intră în curriculum la decizia școlii și încep odată cu anul școlar 2014-2015. Elevii de clasa 1 și a 2 care aleg acest opțional vor studia educație prin șah timp de o oră pe săptămână. Disciplina are rolul de a-i familiariza pe elevi cu tabla de șah, regulile jocului și cu semnele convenționale utilizate la o partidă de șah. În alte națiuni ale lumii s-a introdus de mult și rezultatele au fost mai mult decât cele așteptate, adică foarte bune și excepționale pentru copii și mai ales pentru cei mici, unde șahul a adus un plus pentru învățământ și a creat un foarte bun lucru și pentru sport. Avantajele și beneficiile șahului în dezvoltarea intelectuală a copiilor sunt imense. Crește concentrarea, capacitățile intelectuale, memoria, dar și gândirea analitică și abstractă. Șahul face copiii să fie mai responsabili. Ei își asumă alegerile, mutările, strategiile și devin responsabili pentru felul în care decurge jocul. Cred că în momentul de față se vor face punțile de legătură între școli și șac și se vor găsi soluțiile cele mai bune pentru a reuși să fie în toate școlile din România în curând. Programele școlare au fost realizate după multe consultări cu experții de la Federația Română de Șah. În cei 2 ani de studiu, elevii vor parcurge exerciții de interpretare, observație, de simulare a unor situații de joc, calculul unor variante de joc.